Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm despre alegerile care vor urma pe 5 iunie, doamnelor și domnilor. Municipiul Constanța, o să vă spun invitatele mele de astăzi, are câteva probleme, au cunoscut aceste probleme și în această perioadă de campanie, când merg din ușă în ușă, vom vedea care sunt ele și cum vor să schimbe invitatele mele fața orașului. Începând din dreapta, doamna Adriana Arghirescu este candidat PNL la Consiliul Municipal Constanța. Bună ziua, mulțumim că sunteți alături de noi. Și doamna Mihaela Andrei, de asemenea candidat PNL la Consiliul Municipal Constanța. Bună ziua. Mulțumesc pentru invitație și bună ziua telespectatorilor. Bun, începem așa, cu începutul. De ce în politică, de ce PNL, de ce în Consiliul Municipal? Sunteți pentru prima dată într-o cursă electorală, înțeleg, doamnă, de ce? Așa este, după peste 20 de ani de activitate în mediul privat, am decis că este momentul să mă implic și în activitatea politică. De ce? Pentru că consider că managementul pe care l-am aplicat în dezvoltarea firească a afacerilor în ultimii 20 de ani, trebuie să-și pună amprenta și în administrație. Cred că a sosit timpul ca oamenii care au o profesie, oamenii care au dovedit prin experiența lor că au putut să construiască ceva, să fie credibili, să fie corecți, să fie onești, trebuie să vină să-și spună punctul de vedere și în administrație. Știți, să încercăm și aici să facem același lucru ca în viața privată. În administrație o să aveți șefi. La firma dumneavoastră sunteți propriul noastră șef. Sunt reguli diferite, doamnă. Da, sigur că da, dar suntem niște șefi într-o structură democratică în care executivul este primarul și legislativul este consiliul local. Cred că va veni greu de tot. Sau vă vine după 20 de ani de zile să... Nu știu dacă este bine să spun să dați socoteală, dar da. Să fiți integrat într-o structură ierarhică. Până este acum. O provocare. Este, dar nu? Cred că, în primul rând, eu mă gândesc la explicațiile pe care trebuie să le dau nepoților mei. Am două nepoțele de un an și trei luni și unul de trei luni, mulțumesc. Și vor crește și vor veni și la mare, pentru că nu locuiesc acum în Constanța, și vor pune întrebări. Și vor întreba de ce. Și atunci, după ce voi avea și experiența administrativă locală, o să pot spune de ce se poate sau nu se poate, dar sunt convinsă că se poate și în administrație, la fel cum se poate în business. Sunteți optimist, ați prins deja ceva din aerul de politician. Optimismul acesta. Să știți că optimismul ne călăuzește și în viața afacerilor. Dacă n-am fi optimiști, am fi morți de mult, pentru că în fiecare zi avem niște confruntări teribile. Și ne vine să închidem ușile și să plecăm în toată lumea noastră și să nu ne mai întoarcem. Odată după campanie trebuie să-mi povestiți lucrurile astea, că sunt interesante. Așa, și cu toate acestea ne sculăm dimineața cu același optimist că vom reuși. În fiecare dimineață. Da. Doamna Andrei, dumneavoastră sunteți mai veche în politică. Faceți o tranziție în acest an de la Consiliul Județean la Consiliul Local, Municipal. De ce? Sunt mai multe motive, domnul Hagi. Dar, în primul rând, aș vrea să completez și pe colega mea care a spus că cum ați putea face față, având în vedere că în afacere erați dumneavoastră șeful. Domnul amiral Virgil Chițac, să știți că este o onoare și o mândrie și pentru oricine care este în echipa dumnealui. Bun, da, și domnul... se poate foarte ușor, foarte ușor lucra cu un om care este primar, domnul amiral Virgil Chițac. Domnul amiral Virgil Chițac este totuși amiral, o persoană provenită dintr-o instituție militarizată, probabil că, așa am auzit eu, conduce cu o mână de fier. Relativ de fier partidul. Da. Și cred așa este? Este o mână de fier, însă este o mână... în absolut, absolut în toate deciziile pe care le ia sunt toate argumentate și cu toți ne aliniem în spatele dumnealui pentru că credem în dumnealui, să știți. Adică, am înțeles, da, sunt convins. Este ușor, este foarte ușor de lucrat cu un om ca dumnealui. Având doamna Arghirescu spunea mai devreme că cum puteți dumneavoastră, având în vedere că erați propriul dumneavoastră șef, să mergeți în spatele, să vă spună cineva ce să faceți. Este vorba de implicare, domnul Hage. Ne implicăm sau nu? Bun, vrem să facem sau nu vrem să facem? Păi, am înțeles la văd că vreți, sunteți pe lista de consilii locale. Eu nu înțeleg de ce, dar mă rog, o să ne spuneți dumneavoastră, în general, nu mă refer numai la dumneavoastră, pentru că acum consilierii știți la fel, știți mai bine decât mine, au
puteri limitate, mai ales dacă sunt în opoziție, dar și dacă sunt la putere, ei sunt oarecum la mâna șefului de partid, care le poate retrage sprijinul oricând. Și v-am mai spus încă o dată, cred că domnul Virgil Chițacă va fi primar pe 5 iunie și cred că toate proiectele pe care le-am dorit cu toții și care le-am dorit și eu personal ca să ia avânt și să se vadă, se vor face atunci când domnul Chițacă va fi primar. Este foarte, foarte important că în sfârșit Constanța are un candidat. Aș vrea totuși să transmit și telespectatorilor dumneavoastră acest lucru. Este pentru prima oară când Constanța are un candidat cu care, nu fără lipsă de modestie, spun eu, cred că nici România n-a avut vreodată. Este foarte important pentru Constanțeni să-l vadă, este foarte important pentru Constanțeni să-i vadă programul și este foarte important ca să voteze în cunoștință de cauză. Eu cred că este prima noastră șansă ca orașul nostru să iasă din pluta asta de salvare care ne-am aruncat cu toții și să ne scufundăm. Domnul Chițac ar putea, nu că ar putea, cu siguranță pe 5 iunie va schimba faza orașului împreună cu noi consilieri. Cu ce l-ajutați dumneavoastră? De ce în Consiliul Local? Dar toate experiențele, eu lucrez în administrație de 8 ani de zile, domnul Hagi. Îmi doresc foarte mult să fac pentru Constanța, foarte mult. Am 2 copii și eu și mulțumesc la fel. Și în fiecare zi mă confrunt cu tot felul de probleme pe care orașul le are și îmi doresc să-mi aduc aportul meu și experiența pe care o am pentru a schimba acest oraș și a-l pune de fapt unde merită, domnul Hagi. Despre primul loc pe lista consilierilor local municipal, asta înseamnă că trebuie să fiți cea mai bună dintre consilierii locali. În cei 4 ani de Consiliu Județean. Nu sunt 4 ani, domnul Hagi, sunt 3 ani. În cei 3 ani, care sunt realizările dumneavoastră în Consiliul Județean? Domnul Hagi, realizările mele am fost, de-aia v-am spus și mai devreme de a intra în emisiune, un consilier local singur, da, nu poate face multe. Un consilier local poate face în echipă și la guvernare. Să înțeleg că nu au fost realizări. Nu, au fost foarte multe. Am încercat să fac foarte multe, însă nu s-a putut. Nu s-a putut. De ce ați rămas 3 ani de zile? În care, domnul Hagi, în momentul în care Spitalul Județean s-a confruntat cu toate problemele pe care s-a confruntat și se confruntă în continuare, am fost în Spitalul Județean de atât, dar la domnul Căpățână. Am fost la domnul președinte și am transmis că principalul proiecte pe care ar trebui să le facă Consiliul Județean, primul și cel mai important, ar fi spitalul. Eu am fost internat acolo de câteva ori și vă spun că mi-a fost mai greu, nu boala în sine, cât condițiile care erau în spital și cum eram tratat acolo de către ai noștri angajați, pe care eu înțeleg că sunt salariile mici, dar trebuie să înțeleg că dacă și-au ales drumul acesta, trebuie să se poarte frumos cu pacienții. Iar această vehemență mea pentru Spitalul Județean a fost constantă și pentru cultură. Deci eu am fost de foarte mult la Muzeul de Istorie, la domnul Custurea, m-am lovit de un zid, l-am rugat frumos, avem o groapă, avem o poartă de intrare în cetatea Tomisului, 90% din constanțeni habar nu au unde este acea poartă de intrare, vă rog frumos, punem o plăcuță, am înțeles, deci 3 ani de zile v-ați chinuit să puneți o plăcuță, da, noastră și ați rămas Consiliul Județean 3 ani de zile, pe banii noștri. Domnul Hagi, știți, este foarte ușor să spui așa din păi, așa de partea cealaltă. Așa de ușor este să fii jurnalist, să știți. Da, este foarte ușor să spui lucrurile astea de pe partea cealaltă. Însă aș vrea cât mai multă lume să vină în politică și să vadă cum este atunci când ești în politică. Să vedeți cum te dizbești de ziduri și cum vrei să faci și nu prea reușești. Păi asta nu înțeleg. Este de prima ce oară când sunt convinsă, da, iar acum sunt convinsă că în echipa domnului Chițac aceste lucruri se vor face. Programul acela electoral care este întocmit și care este făcut pentru alegeri se vor face. Iar eu, cu experiența mea anterioară și cu ceea ce îmi doresc și cu ceea ce vreau să fac pentru Constanța, se vor face. În acești 4 ani de zile, cel puțin. Am înțeles. Doamna Arghirescu, aveți câteva date, cifre interesante. Îmi spuneați că mâine este o zi importantă, nu neapărat pentru Constanța sau nu numai pentru Constanța, ci și pentru zona de sud-est. O zi importantă care poate determina viitorul nostru în următorii ani. Da, întotdeauna când se vorbește despre proiecte și despre urbe în general și ce să facem, cum să ducem mai bine, se vorbește despre bugete și despre finanțe. Și întotdeauna ne plângem că nu avem bani suficient sau nu avem alocări de la buget corespunzătoare. Și în mediul privat și consider că și în mediul public trebuie accesate fonduri europene
Și iată că mâine se deschid două axe de finanțare, în care beneficiarii sunt administrațiile centrale, administrațiile publice locale, ONG-urile. Aceste axe de finanțare se referă la patrimoniu cultural, patrimoniu cultural care poate să fie național, UNESCO, poate să fie doar local, și dezvoltarea durabilă a turismului. Deci două axe foarte importante care au un termen de depunere 25 mai până în luna noiembrie, respectiv decembrie anul acesta, 6 luni. Scurt termenul. Scurt, foarte scurt. Deci aceste axe de finanțare au fost lansate în martie, deci administrațiile locale au avut timp să se pregătească dacă au avut în minte astfel de proiecte. Un lucru foarte interesant este că alocarea bugetară pentru zona sud-est, din care noi facem parte, este a treia ca mărime din toată suma finanțată de 270 de milioane de euro, dar în această alocare, dacă facem o socoteală că proiectele sunt între 100 de mii și 5 milioane de euro valoare, dacă merge pe valoare maximală de 5 milioane proiectul, nu intră mai mult de 20 de proiecte. Deci ar trebui să ne grăbim, foarte tare, să depunem astfel de proiecte. Principiul de acordare este primul venit, exact, primul servit. Exact. Și sigur că alocările se dau în ordinea sosirii și a punctelor, sigur că există o competiție a valorii proiectelor, iar după ce se vor aloca toate bugetele pe proiectele câștigătoare, dacă va mai rămâne ceva, vor merge și mai departe. Dar de obicei la astfel de sume competiția e foarte mare. Cel puțin în mediul privat. Nu știu, o să văd în mediul public cum este. Ce se poate face concret cu acești bani? Există concret ce se poate idei? Face? Poate că deci avem atâtea obiective culturale de importanță UNESCO, să spunem, da. Și care ne pot ajuta foarte mult să legăm turismul. Știți că n-avem multe. Cred că n-avem niciunul în Constanța, în afara deltei Dunării, care, mă rog, e în Tulcea. Dar da, este drumul acela. Nu, delta. Cred că delta în sine este obiectivul UNESCO. M-am interesat acum câteva zile. Bulgaria are 9 situri UNESCO, noi avem 7 în toată țara, dar nu cred că este niciunul în Constanța. Niciunul arheologic, oricum, chiar dacă nu este UNESCO, sigur este național. UNESCO. Că nu este UNESCO, dar ne vom uita să devină. Avem un cazino, de exemplu, care este... Da, nu mai vorbim de cazino. Da, vai de mama lui. O dispută între toate puterile politice. Concret, ce se poate face? Avem un turism foarte, foarte restrâns ca timp, legat numai de soare, mare, plajă, da? Acest turism trebuie să-l extindem și cum putem să-l extindem? Prin valorificarea și punerea scoaterea în evidență a obiectivelor noastre culturale, care trebuie, sigur, identificate, mediatizate, renovate, nu? Ei, și aceste bugete ar fi foarte, foarte utile pentru a pune în valoare aceste obiective și a dezvolta un turism care să se poată extinde ca timp, nu numai din iunie, mai iunie până în septembrie, ci și în lunile imediat din apropiere, adică să înceapă undeva în martie, tocmai legate și de aceste obiective culturale. Asta este viziunea mea. Am găsit monumentele UNESCO din România. Delta Dunării, așezările Săsești cu biserici fortificate din Transilvania, Mănăstirea Horezu, bisericile pictate din nordul Moldovei, Orașul Vechi din Sighișoara, bisericile de lemn din Maramure și fortărețele dacice din Munții. Deci am supraevaluat. Orăștie. N-avem niciun sit UNESCO. Am supraevaluat, dar în Constanța, din păcate. Vă ascult. Avem obiective. Ați pus o întrebare, ce s-a putea face cu acești bani? Da, sunt curios care este și viziunea noastră, că a spus că vă axați pe cultură. Credeți că nu avem lucruri de făcut pentru Constanța cu acești bani, domnul Hagi? Dacă mă întrebați pe mine, spune că da, dar aș vrea să știu care sunt lucrurile concrete care se pot face și în domeniul cultural, un domeniu pe care spuneați că vă axați, dar aici trebuie să recunosc că noi suntem foarte, 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 foarte jos. Foarte prost. Și am să vă spun că la un congres al medicilor în Viena aduce la bugetul primăriei o sumă colosală numai într-un weekend. Ce sumă? Știți de ce se poate face? Și chiar și 100 de milioane de euro. Știți ce se poate face? Nu știu exact suma acum, dar în jur de. Știți de ce nu se poate face și la noi așa ceva? Pentru că noi nu avem turism, nu avem cultură, nu avem absolut nimic. La noi, într-o lună jumate, numai plajă și soare putem să-i oferim oricui care vine în orașul Constanța. Am să vă spun că sunt navele de pasageri care ajung în Constanța. Știți că nu au unde să meargă? Nu au unde să meargă. Turiștii care vin de acolo nu au unde să meargă, efectiv. Noi nu mai avem zonă pietonală pe Ștefan cel Mare.
Noi nu mai avem, nu vă spun de muzee și de care sunt de-abia, cel puțin cele de istorie, de-abia reușește să se mențină la un anumit nivel. Nu încurajăm, se poate face, se poate unghie zona din piața Ovidiu cu toată, cu acel cuibul reginei, da? Deci ar trebui ca acea administrație a porturilor să se cedeze totuși 20% la municipalitate faptic, nu prin acțiuni. Faptic, ca și zona. Nu poți să intri, să existe o poartă de acces. O secundă să-mi termin ideea. Da, nu poți să pui o poartă de acces și să plătești ca să poți să intri să vezi cuibul reginei. Este, face parte din istoria Constanței. Deci dumneavoastră vreți ca portul, administrația porturilor maritime să cedeze 20% din suprafață către oraș. Faptic, nu acțiuni. Păi ce înseamnă faptic? Adică ca și zona. Deci să dea zona, teren. Să dea exact. Terenul. Și să se dea liber accesului turiștilor. Să vadă acel silos făcut de Anghel Saligny, să vadă cuibul reginei. Sunt atât de multe obiective în Constanța care pot fi refăcute și atât de frumoase ar putea să arate cu acești bani pe care dumneavoastră mai devreme ați întrebat ce am face noi pentru Constanța. Da, interesantă idee. Sunt atât de multe lucruri. Nu e activitatea acolo în port? Puteți, se poate, teoretic sau juridic? Vă zice, se poate face. Da, bineînțeles că se poate face. Dacă există o colaborare între autorități. Sunt camioane, sunt... Domnul Hagi. Se poate face dacă există o colaborare între autorități. Navele de pasageri, avem un terminal de pasageri în port. Navele de pasageri vin acolo, urcă în autocare și unde îi duce? Pentru că nu avem nimic. Și ca să ducă într-un mall, trebuie să traverseze tot orașul. Da? Noi, este o rușine ca pe Ștefan cel Mare să existe numai magazine second hand și de 29 de lei. Unde este zona noastră pietonală? Cum era Constanța de odinioară? Și noi în loc să o dezvoltăm, în 25 de ani am sărăcit-o de tot. Și mă întrebați mai devreme ce să facem cu banii aceștia, domnul Hagi. Sunt atât de multe lucruri de făcut. Vreau doar să vă spun, mă uitam pe o hotărâre a primăriei din 2014. De unde vin veniturile la primărie? Sunt 675.788 de lei, da? Venituri. 675.788.000 lei venituri primăriei. Și am să vă spun ceva. Fonduri europene, 80.000. Păi în 12-14 ani de administrație. După 14 ani de administrație PSD-istă, 80.000 de lei fonduri europene. Nu, dar n-a fost 80.000 80.000 pe acel an. Da, pe acel an. Pe data dumneavoastră veniți impozite și taxe ale noastre, 97.000. Da? Impozite și taxe pe bunuri și servicii, 185.000. Fonduri europene, 80.000. Și noi, cetățenii Constanței, ne mai gândim oare pe cine alegem și cum vrem să arate orașul nostru la și ce că... să alegem iarăși o administrație care a fost 12 ani de zile și ne-a sărăcit. Păi aici vă înșelați un pic. Actualul primar nu este primar, este un interimar de un an de zile. N-a condus orașul în acești 12 ani. N-a fost acolo la domnul Hagi? O fi fost acolo, dar n-a condus orașul acesta. Păi și n-a fost acolo. Păi, haideți să fim, dacă stau în mâna dreaptă a dumneavoastră aici așa... Nu aveți un punct de vedere de spus, nu aveți o implicare a dumneavoastră personală, eu zic că este. Dar nu vreau să vorbesc, vreau doar să conștientizăm cu toții că ceea ce s-a făcut în ultimii 12 ani a dus Constanța, a sărăcit-o, că ceea ce s-a făcut în 12 ani, Constanța se află acum pe locul 11 la nivelul de salarizare și se află pe nivelul 2, da? Pe locul 2, nu mai spun și asta. Dar dacă ieșim pe afară, pe stradă, o să vedem. Totul, nu mai avem un parc, nu mai avem spații diverse, nu mai avem absolut nimic, nu mai avem investiții, nu mai avem industrie, pentru că nu s-a încurajat, domnul Hagi, nu s-a încurajat acest aspect, nu s-a vrut. Acum se vrea. Haideți să vedem și altcineva. De la ce vrea face. La putea să știți că este o cale destul domnul de Domnul Hagi, am văzut lungă, un pesimism al dumneavoastră și îl tot văd și am văzut la emisiunile anterioare acest pesimism. Să știți că nu ne ajută și nu ajută pe nimeni. Ce facem? Dacă eu vă întreb ce ați făcut în 3 ani de zile, spuneți că n-ați făcut nimic, nicio plăcuță n-ați putut să montați și îmi veți spune că vă faceți în următorii 4 ani. Eu, Mihaela Andrei, consilierul județean, mă duc și montez o plăcuță. Eu, Mihaela Andrei, inițiez acest proiect și sunt oameni care se ocupă de acest lucru. Care? N-a trecut. Eu, acei oameni care erau în funcție din partea PSD-ului, nu s-a putut face, da? Eu ce puteam să fac? Acum este, dacă intră PNL-ul... Spuneți asta și să plecați. Am spus, domnul Hagi. Asta puteți să faceți. Am spus foarte mult. Știți ce s-a întâmplat? Am apărut la figurantul zilei. De câte ori am spus? Nici pe care presa n-a apărut la ce am spus. Foarte mult am spus, domnul Hagi. Da. Bun, o să luăm o scurtă pauză de publicitate și o să vă rog să-mi spuneți după această scurtă pauză cum văd constanțenii problemele orașului, pentru că dumneavoastră și dumneavoastră ambele aveți
faceți ceva interesant în aceste zile. Mergeți din casă în casă și vorbiți cu constanțenii. Sunt curios care este opinia lor. Ne-am întors, discutăm despre cum văd constanțenii. Constanța, în platou, două candidate pentru Consiliul Municipal Constanța, doamna Adriana Righirescu și Mihaela Andrei. Faceți campanie din ușă în ușă. Cum văd constanțenii Constanța? În primul rând, constanțenii își doresc altceva. Am cunoscut foarte mulți oameni în această perioadă, de toate vârstele, și mulți dintre ei sunt rușinați de faptul că orașul nostru nu mai este fruntea, da? Nu mai este în topul orașelor din țară, cum a fost odată. Orașul nostru a ajuns să fie nominalizat ca Republica Mazăre, ca festivaluri alegorice, adică nu cu lucruri importante și cu realizări importante. Sigur că și așa sunt... Deranjez asta așa o mândria Constanțenului care a căzut de pe locul 2? Să știți că da. Asta ar fi o categorie de cetățeni pe care am întâlnit-o. O altă categorie de cetățeni este cea care nu se implică. I-am întrebat de multe ori... Doriți să îmbunătățiți ceva în oraș, vă deranjează ceva în cartierul în care locuiți, vreți să transmitem ceva candidatului? Nu. Deci, clar... Acum vă explicați asta. Pot să vă explic. Cred că s-au izolat în interiorul propriei case, propriei familii, pe care sigur vor să-și îmbunătățească condițiile de viață. Orice om își face o renovare în casă, orice om vrea să arate mai bine casa lui, mai... Dar când a depășit acest prag, civismul, da? Nu mai contează, nu mai contează. Și am întâlnit și oameni care ne-au ridicat foarte multe probleme. V-am spus probleme de bun simț, probleme de bază. Dați-mi un exemplu sau două, concret. Copaci netăiați de ani de zile, care ajung la etajul 4, netoaletați. Am înțeles, da? O chestie mai puțin importantă la început. Da, e chestiune concretă, da. Care-i doar pe oameni, da? Deci, acești copaci au crescut până la etajul 4. Iarna, când îngheață crengile, bat crengile în geam și le sparg geamurile, vara sunt plini de omiși și le bag omisile în casă. Ce vreți mai simplu de atât? Plase de geamuri, să-și cumpere plase de geamuri. Nu rezistă la bătaia vântului. La probabil că nu. Apoi, trotuarele care sunt ocupate de mașini și oamenii sunt obligați să meargă pe carosabil cu copiii de mână, lipsă suficiente de grădinițe, de locuri. Stai să nu termină toate problemele. Da. Mergeți și dumneavoastră din ușă în ușă. Ce vă spun oamenii? Îmi cer scuze, domnul Hagi, dar nu ar putea să termine toate problemele. Nici dacă am putea până din seară, nu am putea să terminăm toate problemele care există în orașul Constanța. Sunt foarte multe probleme. Bătrânii îmi spun de bănci și de țâșnitori, de locuri de joacă, îmi spun mamele, și eu sunt o mamă și îmi doresc foarte mult locuri de joacă pentru copii, îmi doresc foarte mult spații verzi și îmi doresc foarte mult securitatea copiilor noștri. Unde mergeți cu copiii? Mergeți în tăbăcărie? Merg în tăbăcărie. Vreau să vă spun că am încercat să mergem cu bicicleta în jurul parcului, nu am reușit. De ce? Pentru că nu se mai poate. Deci trotuarele de la... trotuarele de la parcul Tăbăcăriei sunt deja, s-au usurpat, sunt rupte, se vede la cul, pe trotuar se vede la cul, dacă te uiți. Deci nu ai cum să faci turul gheolului cu bicicleta. Iar la un moment dat a trebuit să ies cu copilul, cu cei doi copii. Eu am un băiat de 10 ani și o fată de 7 ani, a trebuit să ies pe stradă. Nu vă spun cât stres a fost acea porțiune. Și cum așa că să pot să facem turul bicicletei, până la urmă le-am luat de mânere și am mers printre mașini, ca să putem să ajungem de unde închiriasem bicicleta. Este trist. Este trist. Eu v-am spus și mai devreme, este trist că orașul nostru a ajuns așa. Deci, în primul rând, băncile pentru bătrâni, țișnitorile, nu mai există țișnitori. Nu toată lumea are apă plată în buzunar, ți se face setă, este cald. Mergi pe stradă, știți cum erau țișnitoarele acelea odinioară? Te opreai, beai apă și mergeai mai departe sau aveai o bancă unde să te așezi. Sunt foarte multe și este păcat. Vreau doar să vă spun că orașul Constanța are port, are canal și are turism. Eu cred că orașul Constanța poate să vină pe locul întâi pe țară și chiar și înaintea Bucureștiului. Deci are port, are turism, are canal, are autostradă.
Adică este păcat, domnul Hagi, orașul în care noi ne-am născut, în care am trăit atâta timp, să nu reușim să-l facem să ajungă unde merită. Și cred că după 5 iunie, și nu cred, după 5 iunie cu domnul Chițac primar, orașul Constanța va fi unde merită. Aș vrea să spun foarte mare și mă uit la câștigarea alegerilor. Da. Și aș vrea să vă spun un lucru. Aș vrea să înțeleagă și de la spectatorii dumneavoastră. Bătălia cea mare este între două partide, între PSD și PDL, și nu un partid neapărat, cât între doi oameni, domnul Făgădău și cu domnul Chițac. Este pentru prima oară când noi putem schimba ceva. Este acum ori niciodată. Ăsta este mesajul către telespectatorii dumneavoastră, ăsta este mesajul electoratului. Alegeți bine și votați bine. Da, am înțeles. Și dacă am ajuns la mesaje, dacă puteți să-mi acordați un minut. Timp, să știți. Este foarte important ca alegătorii să înțeleagă că votul nu trebuie irosit. Da. Avem foarte mulți candidați. Dar principali și de fapt bătălia se dă între două persoane. Dacă dăm votul la celelalte capitole de candidați, înseamnă un vot irosit. Și un vot pentru trecut, da? Nu pentru viitor. Există o categorie mare de constanțeni, probabil că undeva pe la jumătate, care nu dorește să iasă, să voteze. Nu a făcut-o nici în ultimii, nici acum 4 ani de zile. Există soluții pentru ca acești nehotărâți să fie scoși la vot? Există soluția propusă de candidatul nostru, ordine și seriozitate. Și aș vrea să se uită puțin la cel, să analizeze de fapt background-ul candidatului. Când vrei să vezi dacă cineva care promite se ține de cuvânt, uită-te în cariera lui de până atunci. Și vezi ce a făcut o viață întreagă, vezi dacă s-a ținut de cuvânt până atunci. Ăsta este, cred că, cel mai important lucru pentru cei care nu mai au încredere și nu mai pot să iasă. Cum îi convingeți, doamna Andrei, pe cei care nu ies la vot? Dan Turic spunea, nu avem voie să fim spectatori la ce ni se întâmplă. Avem voie, uitați-vă la mine, uitați-vă la noi. Putem să stăm și pe margine, este și aceasta o atitudine, nu spun o soluție, este o atitudine. Dar să mergeți la vot, la asta vă referiți? Să nu mergeți la vot? Dumneavoastră vă referiți la vot. Pe dumneavoastră erați acum, era întrebarea pe eu spun așa, că toată lumea ar trebui să meargă să voteze cu cine dorește. Da, avem și noi o forță odată la 4 ani de zile, să mergem să-i alegem pe cei care ne conduc. Categoric, sfatul meu este ca oamenii să se ducă să voteze cu cine doresc. Și dacă sunt sătui de actuala administrație, sunt convinsă că sunt sătui. Eu nu cred că există constanțean care este mulțumit de actuala administrație să meargă la vot. Unui tânăr, ăsta de 20 ceva de ani, care nu iese să voteze, nu-i pasă, nu i-a păsat niciodată, puteți să-l convingeți? Îi pun următoarea întrebare. Vă ascult. Dacă mâine s-ar vota o lege prin care s-ar interzice să voteze persoanele care nu și-au acordat ultima dată votul, ați protesta sau nu? Am înțeles. Absolut. Adică este un drept pe care l-am câștigat cu greu să mergem să votăm și acum să nu mergem să ne-l exercităm? Da, din păcate cei mai tineri decât noi, iată, în ce categorie de vârstă mă inclus și eu, nu știu lucrurile astea, da, și este important. Este extrem de important. Vă includeți dumneavoastră, domnul Hagi? Eu mă includ în categoria celor care au trecut așa de o anumită tinerețe, să știți. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Haideți să tragem o concluzie la această emisiune. Aceea este că trebuie să mergeți la vot și să votați. Eu vă spun așa, cu cine doriți, dar este important să vă exercitați acest drept. A fost o reală plăcere. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și noi mulțumim pentru invitație. Rămâneți în continuare cu România TV.